Conform unui sondaj Avangard dat publicității astăzi, românii au încredere în total alți politicieni decât liderii aleși de partidele politice și pe cei pe care partidele politice își construiesc viitoarele strategii. De exemplu, Florin Câțu se află pe locul al 12-lea în preferințele lor, iar Ludovic Orban abia pe locul 9, oricum departe de Emil Boc, care nu candidează la nicio funcție în partid și este pe locul 2 în acest sondaj. Mai mult, fostul premier și actualul primar al Clujului se află chiar în fața președintelui Klaus Iohannis, care ar dicta în acest moment strategia în interiorul PNL. Și opoziția primește o palmă, numărul 1 nu este în niciun caz președintele partidului. De fapt, nimeni din forul de conducere al PSD, numărul 1 absolut în preferințele românilor, este senatorul PSD Alexandru Rafila. Pe locul 4, 5 și 6 se situează Marcel Ciolacu, Gabriela Firea și secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. Dacă duminică ar fi alegeri parlamentare, pe cine ar veta românii? Haideți să vedem cum au răspuns aceștia. PSD ar primi 37%, iar Partidul Național Liberal 20%. Iar pe locul 3, surpriză, de fapt șoc și groază, AUR ar lua 13%. USR Plus a ajuns așadar pe locul 4. Sondajul a fost realizat, domnilor și domnilor, între 14 și 21 septembrie, cu 900 de persoane care au răspuns acestor întrebări, marja de eroare fiind una de 3,2%.